Ultima activitate din programul Zilelor Șaguniene 2018 s-a desfășurat ieri la Mediaș. Părintele Ciprian Bâlbă a vorbit despre comunicarea interpersonală și intrapersonală. Printre participanții la eveniment s-au aflat și preoți, profesori, medici și polițiști. Sediul protopopiatului Mediaș a găzduit ieri seminarul Comunicarea interpersonală și intrapersonală susținută de părintele Ciprian Bâlbă de la parohia Toderița, județul Brașov. Părintele este doctor în teologie, dar și licențiat și doctorand în psihologie. Întâlnirea de astăzi a fost una foarte fructuoasă din toate punctele de vedere. Mă refer aici la felul în care m-am simțit eu ca cel care a diseminat niște informații aici, psihologice și teologice, cât și în ce privește răspunsul oamenilor care, așa cum ați văzut, au avut o mulțime de întrebări care au depășit cu mult durata conferinței propriu-zise. Eu cred că întâlnirea aceasta este un succes în sine și mulțumim pe această cale înalt preasfințitului părintele nostru Laurențiu Streza, care ne-a dat binecuvântarea să ne întâlnim și să avem astfel de acțiuni prin sectorul cultural al Mitropoliei. Faptul că am găsit iarăși oameni din diferite profesii, avocați, profesori pe lângă majoritatea preoților, ingineri, medici, chiar și din poliție am înțeles că au fost, este o reușită pastorală a protopopiatului media și este un lucru care arată că și biserica transdisciplinar vine în întâmpinarea oamenilor și dispune și de pârghiile necesare ca să poată să răspundă unor întrebări oarecumva din afara spațiului propriu-zis al clădirii bisericii. Suntem onorați și în același timp extrem de bucuroși pentru că am putut găzdui un astfel de seminar cu o temă atât de generoasă în care fiecare dintre noi ne-am putut spune ce înseamnă cu adevărat cooperarea, conlucrarea și mesajul pe care trebuie să-l trimitem semenilor noștri în ceea ce privește mesajul divin mântuitor. Suntem onorați pentru că zilele șaguniene s-au desfășurat în principal în trei cetăți foarte mari și cu o greutate aparte pentru ortodoxie, dar și pentru parcursul fantastic al celui care este ocrotitorul Transilvaniei, Sfântul Andrei Șaguna. Și mă gândesc la cetatea Sibiului, mă gândesc și la cetatea de la Viena și iată zilele șaguneneș încheie parcursul pentru acest an în cetatea Mediașului. În ultima parte a seminarului, participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să dezbată pe baza unor exemple concrete din activitatea didactică sau pastorală.